Madeleine tu, adică aceeași Mirabela și Bogdan. Și astăzi mergem să vizităm Londra. Da, pentru că este o zi superbă, este cald afară și mult soare, am zis să ieșim să vă arătăm două dintre cele mai faimoase piețe ale Londrei. Și am decis să începem cu cea mai veche, bineînțeles, Borough Market. Și am intrat în zona cu mâncare și ne-a întâmpinat așa o mulțime de culori și de mirosuri. E foarte multă lume, e aglomerație, e frumos. Această piață, pentru că știi că e formată din trei zone, cum ar veni: zona cu mâncare, street food, zona producătorilor și vânzătorilor în același timp, și o zonă green, o zonă produse organice. Am înțeles că prețurile sunt destul de ridicate, dar asta o să vă spunem pe parcurs, o să vă arătăm și prețuri. E foarte aglomerat. Că așa zi frumoasă, cum să stai în casă? Ar fi cel mai mare păcat. Pe aici e foarte ușor să te lași pierdut așa, să-ți urmezi instinctul. Și dacă nu ai un obiectiv anume, dacă nu vii să cumperi ceva, e ușor să te rătăcești cumva. E ușor și să cheltuiești bani, dacă ai de cheltuit. Ce preț au, Mira? 2 lire 20. Ah, o punguliță așa? Da. Și acesta e 2,40. Aici se află peste 100 de tarabe și câteva dintre acestea vă oferă posibilitatea să degustați gratis aceste produse foarte, foarte bune. Să menționăm faptul că puteți găsi producători britanici, dar și internațional. Am văzut foarte multe produse din Italia, Spania, Croația, Asia, bineînțeles. Sunt și câteva baruri de jur împrejur. Piața este deschisă în fiecare zi. Prețurile sunt
ok la unele produse, la altele sunt mai ridicate. Am și filmat ceva, dai să și zicem, prețul la produse de patiserie, un croissant era 1,50 lire, o bocoașă 1 lire, o cafea cred că cam, la fel, 3,50 lire, un suc dintre ăla de portocale făcut acolo, era 4,50 lire, nu? Da, mi se pare un pic scump. Da. Sucul. Sucul, da, dar era preparat acolo, proaspăt. Noi acum unde mergem? Noi acum mergem la al doilea obiectiv de pe ziua de azi, și anume Piața Portobello. Wow, wow, wow! Da, da, da! Și am ajuns la Portobello Market! Cea de-a doua piață pe care v-am promis că o să o descoperim împreună astăzi. Hai să vedem ce-i pe aici, pentru că nu am mai fost decât cu pandemia și COVID-ul, noi n-am mai fost pe aici. Și suntem curioși să vedem dacă e exact așa cum era și noi. Această zonă în care am intrat este o zonă de anticariat și de haine vintage. Și acum am intrat în partea unde se află foarte multe haine, second hand. Hainele sunt second hand, dar prețul nu prea e de second hand. Dar na, mai mult e o tradiție așa. Și acum intrăm în zona cu mâncare, să vedem dacă ni se face poftă. În anul 1970, aici a fost înființată ferma Portobello, care își trage numele de la orașul Portobello din Panama, care a fost cucerit de amiralul Edward Vernon. Și acum am plecat din zona cu mâncare. Aceasta practic sunt doar două rânduri și mergem în zona tot de anticariat, unde puteți găsi foarte multe produse, haine și nu numai accesorii, și alte produse pentru casă și de divertisment. Cred că orice, cam orice găsiți pe aici. Da, chiar și pe care latră. Această piață este deschisă tot anul, mai ales în perioada Crăciunului, e foarte frumos aici, și de sărbători, Bank Holidays.
acum suntem în cea de-a treia zonă sau parte a pieței, unde se pot găsi de toate pentru toți. Haine, noi, produse pentru casă, ceva mâncare, ceva băuturi, uite, fețe de masă, de toate, magneți, suveniruri. Și mai la sfârșitul străzii sunt multe magazine de antichități. Hi! Thank you! She's the one! Business-urile aici sunt de familie și dacă dorești să ai un stand aici la Portobello Market, trebuie să aștepți până la 20 de ani să ți se dea unul. Foarte mult. Nu cred că ne mai deschidem o afacere, un business pe aici. Da, englezii sunt foarte tradiționali și țin la anumite chestii, nu? Noi vă recomandăm să vizitați aceste două piețe. Borough Market este recunoscută pentru mâncare în special, iar Portobello Market este recunoscută ca fiind o piață unde puteți găsi orice și, așa cum am zis și mai înainte, foarte multă diversitate în ceea ce privește felul în care oamenii arată, mâncarea, hainele, muzică, totul. E altceva. E ceva foarte, foarte frumos. Aici încheiem vlogul despre aceste două piețe pe care vi le recomandăm cu mare drag.